Oprim aici să vă arăt un pic. Uitați turnul de apă, turnul Severinului, turnul din Severin. Acum nu mai e de apă, e de vizitat, dar îi spune castelul de apă. Și cât vă las să admirați un pic priveliștea, cum se vede Severinul noaptea, o să vă povestesc. Voi nu știu dacă vă uitați, dacă urmăriți pe internet, pe YouTube, pe Casey Neistat. E un YouTuber din New York care face niște filme super faine. Merge la maratoane, aleargă, se dă cu un skateboard din acela electric toată ziua prin New York. Schia iarna cu un snow tras de mașină tot prin oraș. Multe lucruri faine. Și face o grămadă de prezentări la tot felul de produse. Deci el, omul din asta, el mai are câteva business-uri de le-a vândut la CNN, dar din asta trăiește. Și acum câteva zile era super, destul de ofticat, deși el se încerca să, el promovează YouTube-ul peste tot, dar el se vedea că era supărat, pentru că cei de la YouTube i-au tăiat pe ultimele filmulețe, i-au tăiat veniturile, monetarizarea, ca să spunem, cum se traduce. Și de ce? Abar n-avea nici el. El a fost în Indonezia, s-a întâlnit cu președintele. Și bine, filmulețul nu era foarte spectaculos, era o vizită, era o cameră la un hotel din ăsta super lux, o cameră imensă, prezentată pe acolo, s-a dat un pic cu niște scutere prin Indonezia, a arătat că președintele e o persoană deschisă, la nou, vrea să progreseze țara, deci nu era nimic ieșit din comun, nu era propagandă, nu era absolut nimica. E, cei de la YouTube i-au tăiat banii pe care îi făcea, pe motiv că nu, nici nu mai știu exact pe ce motiv, dar oricum era destul de aiurea. Iar pe când la alții care sunt mai mainstream, așa ca să spunem, încă apar reclame pe ele și și-au bani. Și asta a început cam disputa. Eu ce pot să vă zic? Nu știu dacă știți, în anul ăsta a fost, cum să zic, la YouTube a fost ca un fel de, se numea apocalipsa, adică apocalipsa reclamelor. Nu mai primeau majoritatea care fac multe, mai ales în America, am observat, ei din asta trăiesc, nu mai au alte venituri. E cum ar avea televiziunile lor proprii. Lucrează în continuu pe YouTube și din asta trăiesc, fac poate mai mulți bani decât dacă ar lucra la o televiziune. E un tip, mai mult ca sigur, toți care se uit pe YouTube trebuie să-l știe, de se juca pe calculator PewDiePie, care ăsta are cred că vreo 50-60 de milioane de subscriber. Ei, și l-a mâncat în fund normal, când face atâtea milioane de euro, el, vă dați seama, la miliardele alea de vizualizări, face milioane de euro pe an, poate zeci de milioane de euro. E cel mai, cred că cel mai, a strâns mai mulți bani, deși nu pare, e super miliardar, milionar în euro, multimilionar. El l-a mâncat în cursă să ia să arate că orice poți să publici pe internet. El avea contracte și cu Disney, avea și cu RedTube-ul e o facilitate de la YouTube prin care poți să-ți iei fără plătesc o taxă, mi se pare $10 pe lună, și cine îți bagă o parte din banii aia de la abonat, îți intră direct, fără să mai vezi reclame. Asta e facilitatea. Și îl mănâncă în fund pe tipul ăsta să trimită, era pe un site, să trimită acolo, e un site în care puteai să pui orice, scrie pe o foaie, scrie un text și niște poser, ca să zic așa, niște africani din aia sau ce erau, sud-americani cu frunze la fund, scriau pe un carton mare ce ai pus tu în mesaj, nu conta în ce limbă e, și țopăiau pe acolo cu el. Și ăsta l-a mâncat în cur, ce crezi că să scrie? Toți evrei trebuie să moară. Deci nu s-a pișat contra vântului, s-a pișat contra elicei de la elicopter. Normal, i-au tăiat și RedTube-ul, i-a tăiat YouTube-ul toate veniturile care veneau din... Și pentru prostia care a făcut-o ăsta PewDiePie, acum tot suferă pe YouTube. Videourile încep să fie din ce în ce mai slăbuțe. O adevărată catastrofă. Multe companii n-au mai vrut deloc să pună reclame în perioada aia pe YouTube. Pentru că s-au gândit, măi, noi nu putem promova niște produse
O să punem reclamă produsele noastre pe niște filme care spun numai prostii, ca să zic așa. Cam de acolo a început. Dar acum partea proastă e că, cum știți, e vorba aia, decât să arestezi unul nevinovat, mai bine la 10 infractori în libertate, cei de la Google acum, care al cărui patronul YouTube-ului, cei de la Google acum, decât să lase unul vinovat să scape, mai bine pedepsesc 10 nevinovați. Cam asta e și cazul lui Casey. Și sincer îmi pare rău că se întâmplă chestiile astea. Sper că nu vreau să plictisim prea mult în seara asta. Ați urmărit aici emisiunea de la turnul de apă. Eu m-am dus să spăl mașina. Deja se aburi că stăturăm aici. V-am lăsat și numai de bine. Și nu vorbiți prostii, că vedeți, vă alegeți cu gaură în portofel. Numai de bine și spor la biciclit. Sau la șoferit. Pa, pa!